Escape Room. Ai auzit și tu, Biții? Păi cum să nu audiții? Vrei să recunosc? Ce să recunoști? Am emoții. Haide, Biții, serios! Dar ce vrei să te păcălești? Păi uite, prietenii noștri sunt deja cu noi, sunt deja prezenți și... Unde ai vezi? Deja ne scriu. Spiritul bun să vă lumineze sufletul! Spiritul bun să-ți lumineze mintea... De cutarie? La aia te referi? Este Nadine. Așa? Oh, Silviu? Este Silviu. Salut! Hai că... Da, au venit, bineînțeles, să ne ajute. Păi asta vreau, că serios, că nu am cum să nu recunosc, că sunt sincer și... Eu de-abia aștept să faci cinci s-a pregătit pentru astăzi. Tu vorbeai serios? Da, serios. Hai deoparte, și eu abia aștept, dar... Și spinner și zăpă, ai văzut în ce locuri? Păi da. Super au fost. Păi da, dar spinner a rămas blocat. Păi dar, la spa. Indiferent unde vreau să dorm în patul meu. Păi o să vezi, pentru că o să avem foarte mult ajutor. O să ne vină multe comentarii și o să mergem într-o cameră în alta. Stai să mă conving, prezent la Escape Room, ei să înceapă joaca. Bravo, Silviu, mulțumesc, am nevoie. Uite, de încurajare. Uite, bună Anastasia, hello. Știa și engleză, bună Anastasia. Elena, bună. Ecaterina, bună și ție. Wow, hai, uite, hai că aproape... Ne pupă! Aproape cine și te pupă? Și Maria, salut! Bună, cineva Maria! Ne pupă! Să vedem unde ne bună duce Dragoș. Creatorul! Apoi cât vreau și eu! Păi, dar încă mă tem un pic! Nu mi-a ai te-aș îmbrățișa, dar... Hai, Biții, nu activezi tu superputerea curajului? O activezi, Biții! Tudor și Amalia ne ajută! Dar ca să... Asta nu înseamnă că eu nu am emoții! Da, asta așa este! Hai... Vreau toate emoții. Ia, plecați un pic. Așa. Creatorule, hai să vedem ce ne-ai pregătit și despre ce este vorba. Prima cameră. Bună, sunt creatorul de camere și v-am pregătit și astăzi, bineînțeles, minunatele camere. Înainte de a începe joaca, vă reamintesc regulile. Imediat o să intrați într-o cameră. Din acea cameră puteți ieși doar dacă răspundeți la 3 provocări. Jocul se termină când ați ajuns înapoi în camera din care ați plecat. Simplu, nu? Jocul se mai poate termina dacă timpul a expirat. Adică tic-tac, tic-tac. În acest caz rămâneți blocați într-o cameră. Să înceapă Escape Room în joacă! Sper că sunteți pregătiți, nu-i așa? Succes! Încredibil! Cum a zis-o? Ai auzit? 3 întrebări, avem un timp și... Păi dă-i-ți! Dar tu ai auzit tic-tac, tic-tac, tic-tac? Deja așa-mi face în cap! Tic-tac, tic-tac! Hai să vedem prima cameră! Mai bine! Ce e? Tu te-ai uitat? Stai, eu nu pot să mă uit pe cuvânt, eu am emoții. Hai, deschide ochii. Păi, după eu i-am deschis, dar stai. Mai bine, nu vrei să-i întrebăm pe prieteni? Să-i întrebăm, adică... Păi, adică în ce cameră ne-a băgat? Unde suntem? Adică unde suntem? Da, să mă mai liniștesc un pic. Bine, puteți să ne scrieți în comentarii unde suntem. Atât de cald mi s-a făcut. Zice? Pare prietenosă camera. Uite, e romantic. Stai aici să văd ce scrie. La Paris. Uite, Silviu ne scrie. La Turnul Eiffel, Paris? La Vinea Turnul Eiffel? Vorbesc serios? Ecaterina, e Paris! Turnul Eiffel, Alexia. Și Petra ne scrie la Paris lângă turnul Eiffel și Tudor și Amalia la fel. Dar știi Anastasia că asta e tare, că eu nu am fost niciodată la turnul Eiffel în Paris. Și Raluca ne scrie turnul Eiffel. Elena ne scrie Paris. Valentina ne spune sunteți la Paris. Dar voi de unde știți? Pe bune,
poate s-a uitat bine bine la imagine. Uite și Robert ne scrie. Turnul Eiffel. Paris. La Paris. Turnul Eiffel. Și Carmen de pe de pe WhatsApp. Uite, uite, scrie. Elena ne scrie Ratatouille. În vizită la Ratatouille. Ce papa bună face Ratatouille. O să vedem și pe Gabriela. Gabriela, uite, Paris. Uite, scrie că Dragoș. Dragoș ne zâmbește. Și noi îi bineînțeles. Serios? Banana? Mănâncă francezii banană? Poate că Ratatouille. Uite și Edi ne spune turnul Eiffel. Turnul Eiffel. Cătălin, Paris. Paris. Je m'appelle Bici. 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 Andy ne scrie de pe WhatsApp. Salutare, Andy. Te salut. Eiffel. Mulțumim mult. Ratatouille. Unde aș mânca acum o omletă făcută de Ratatouille? Nu. Omelette de fromage. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Oh la la. Paris, lângă turnul Eiffel. Hai să vedem. Pe bune? Hai. Creatorule, suntem lângă turnul Eiffel în Paris. Și e și Ratatouille acolo. E bine? Și Mireille Mathieu. Wow, apreciez. E bine, e bine. Ok, wow! Hey! Ce tare! Ce prieten de nădejde! Mulțumesc, mulțumesc! Mulțumim mult de tot! Wow, Bici, n-am mai fost niciodată aici! Păi gata, suntem acum! Hai că asta îmi place! Și te ne-a pus un zâmbăcios! Da! Știi ce a cărat eu? Ce crezi? Că acest creator al camerelor multe, 1000, 1 milion câte o avea, are simțul umorului. Crezi tu? Așa cred. Păi hai să vedem următoarea provocare. Da, mai bine, hai. Deci, știm că turnul Eiffel are 3 etaje. O, da. 1, 2, 3. Da. Provocarea este: la care dintre cele 3 etaje, adică primul, al doilea sau al treilea, se gâdi la turnul Eiffel? Acum să te văd, creatorule. Dacă ai simțul umorului. Sunt 300 de metri. La care dintre etaje vai, se gâdi? Îți dai seama de câte pene ai nevoie să gâdi 300 de metri de metal? Da, de ce cu pene? Sau cu un gâdilici foarte, foarte tare. Uite, îl salutăm și pe Petru și pe Silviu. Și cineva deja ne-a scris, Nuti, la al treilea. Dragoș ne scrie la bază. La bază, adică la tălp. Primul etaj, la tălp. Petra ne scrie că nu a fost niciodată și e uimitor. Da, e impresionant, e super aici. La bază, la bază, la talpă. La primul de jos, spune și Anastasia. La unul de jos. Elena ne scrie la al doilea. La toate. Da, la toate ne scrie Robert. Da, dar știi ce? Sunt curios. Dar cine îl gâdilă? Cine crezi că îl gâdilă? Păi da. Nu știu. Am văzut că acolo, în Paris, sunt foarte mulți porumbei. Poate porumbei. Ce drăguță ești, ții. Porumbei sunt peste tot. Alexia, la al treilea, la gât. Oh. La toate, zice Dragoș. Și Silvi ne scrie la etajul 3. Dar cine îl gâdilă? Cine-l gândilă pe turnul Eiffel? Al treilea ne scrie Linca, Miruna, la etajul 3. Cineva ne mai scrie la bază, etajul 3. O, cine-l gândilă, nu-mi spuneți. Tudor și Amalia, la primul etaj. La etajul 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Până la 300. Are 300 de metri. Deci între răspunsurile au fost cel mai mult primul și al treilea etaj. Am înțeles. Dar tu crezi că la primul etaj sunt tălpile și la ultimul etaj este eu ceafa? Cred că baza aceea sunt tălpile. Știi cum aș fi eu turnul Eiffel? Aici
Dar tu nu ești turnule fel. Pe aici? Turnule în spate. Asta așa e tu, Iti, dar mi-am dat și eu cu părerea. Mamă, dar ce frumos ești, turnule. Wow, deci cine îl gâdilă pe turnul Eiffel? Tudor și Amalia ne scriu primul etaj. Primul etaj, acolo se gâdilă turnul Eiffel, dar de ce se gâdilă? Cine îl gâdilă? Îl gâdilă vântul. Poate că vântul, poate că gândul. Îl gâdilă o frunză. Îl gâdilă un porumbel. Nu. Nu? Mai mulți. Mai mulți porumbele atunci. Hai să vedem ce ne scrii tu, prieten pământean. Să vedem și un pic mai jos, comentariile de mai jos, așa. La buric! Așa. La gât spune Caterina că se gâdilă, că a fost acolo când era mai mică. Wow. Fericito! La etajul 2, până acolo se poate urca pe scări și apoi cu liftul. Cineva ne scrie la al treilea. Bun, vântul îl gâdilă. Ha! Mai ales dacă a luat și câteva frunze, da. Beculețele când luminează la o ce frumos, David, super. Nectarie ne scrie la primul. Nu se gâdilă, de cum să nu se gâdilă, Carmen? Ce știe? Eu mă vreau că se gâdilă. Un dinozaur ne scrie cineva. Cineva a scris Iti? Serios? Copilul lui îl gâdilă. A, Iti. Da, aș vrea să-l gâdil. Păi, hai să vedem dacă e bine. Stai! Soarta îl gâdilă pe turnul Eiffel, nu cred! Am citit și de la Lavinia, vântul îl gâdilă mai ales dacă a luat și ceva frunze. Așa este. Filip, gâdilă oamenii care se urcă în el. Filip și Lara, pentru, zic, că îl gâdilă oameni. Ai citit. Ok. Hai, cabina! Hai să verificăm, acum verific eu, creatorule de camere, dacă tu ai simțul umorului. Ai auzit? Ești mulțumit? Bravo! Ați răspuns bine! Minunat! Wow! Deci până acum ne merge foarte bine! Are simțul umorului! Yay! Super! Mai avem o singură provocare pentru... Serios? Da, să trecem mai departe. Și plecăm din cameră? Și plecăm din cameră. Așa vreau. Și vreau parte, de-abia aștept. Ce zice un francez când se bucură? Asta este provocarea. Tu ne scrii în comentarii ce crezi tu că spune un francez când se bucură. Spune... Ia să aflăm. Un francez când se bucură? Da. Păi e un francez. Păi nu-l auzi, pentru că e sus în turnul Eiffel. Păi da, cum să nu-l auzi, că țipă de bucurie aici. Eu când sunt bucuros, făi. Uite, la, pare... nu tine scrie ura. Lavinia ne-a scris olala. Ecaterina, mersi. Mersi. Ce mai zice un francez când se bucură? Oh la la! Lavinia ne scrie je suis heureuse. Sunt fericit, adică. Da. Fantabulissimo! Spune Anastasia, foarte tare, Anastasia! Olala, zice și Elena. Și Tudor și Andra ne scriu la fel. Căline spune ha, ha, ha. Oare cum râd francezii, biții? Că ei știi că nu poate să-l pronunțe pe H. Olala, ne scrie și Iovana. Dragoș ne scrie: uite, mama, sunt bucuros! Caterina ne scrie mua! Wow. Merveilleux! Bravo! David, olala! Foarte tare! Și până la urmă? Și până la urmă? Păi până la urmă stau să mă gândesc! Turnul Eiffel! Tu ai auzit atâția francezi bucurându-te? Hai să vedem dacă
mulțumi. Cu olala? Cu olala. Și cu toate... Hai, spunem amândoi la trei. Olala, să vedem dacă... Zicem cu U, să vedem dacă e de acord. Bine, 1, 2, 3. Olala! Bravo, 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 bravo! Ați reușit să deschideți camera. Vă așteaptă noi provocări. Trecem în următoarea cameră. Super tare! Ține-te că mă tem! Haide, deschide ochii! Ne-a dus? Ne-a dus în camera următoare? Stai! Hai, păi stai să mă uit! Uite-te, hai! Păi și ce hai, Biții, uite-te! Nu știu, că nu se vede nimic. Păi nu văd nimic. Parcă... Ce e acolo? A, e ceva în spate. Păi, ce e acolo? E de-n pământean. Du-te, Izzy! Du-te mai încolo să văd. Ce e? Usa? Ușa! Ușa? Nu. Hai, Izzy, nu văd nicio... Oh, uite ce scrie la vinea! Statuia Libertății! Statuia Libertății și Dragoș! Ecaterina ne scrie că ar fi în New York. Statuia Libertății și Silviu. Alexia. Statuia Libertății din America, Long Island, ne scrie Alexia. Așa. Ciprian la fel ne scrie Statuia Libertății. Petra ne scrie SUA. Cine-i SUA? Statele Unite ale Americii. Sigur că știu, Izzy. Teodora, Statuia Libertății. Ok. Statuia Anastasia Libertății ne spune la fel că suntem lângă Statuia Libertății. Wow. Silviu, bravo, Statuia Libertății, Statele Unite. Super, mulțumim. Serioasiți? Păi hai să o vedem. Adică stai. Păi stai. Doi, un alt continent? Statuia Libertății. Păi se poate? Tu știai că putem ajunge și pe alt continent? Păi da, de ce? Nu vezi unde ne duce? Ne duce unde vrea. Păi nu știu. Dar lasă, bine că mergem pe unde n-am mai fost. Uite, cineva ne spune, Lavinia ne spune, sper că mergem și pe Acropole, în Grecia. Aoleu, o, și eu. Vezi ce zici că te aude creator? Dar măcar știm unde ne ducem. La New Dacă York merge. Ne scriu Filip și Lara, la New York. Știți, ne scrie Dragoș. La New York, Statuia Libertății, Elena Georgiana. Tudor și Amalia ne scriu la fel, Statuia Libertății. Păi sunt atât de multe deja, hai să îl întrebăm. Bine. Creatorule, prietenii pământeni spun că suntem lângă Statuia Libertății din Statele Unite ale Americii. It's ok. Bravo, ați răspuns bine, bravo. Ha! Yes! Bravo, wow! Prieten! Oh! Bună ziua! Nu, good! Have a good day! Have a good day! Da! Că nu te înțelege! Ciocolo! Hello! Deci până la urmă am ajuns și pe un alt continent. Hai să vedem următoarea provocare, Biții. Stai puțin că e atât de frumoasă. Știi câte idei îmi vin când mă uit la ea? Îți vin idei? Păi nu te inspiră? Uită-te! Stați un prieten puțin, că vreau să înțeleg cum pe ea. Ea nu simte? Nu te inspiră statuia? Parcă i-aș fi pus altă rochie. Dar e ok și așa. Bun, hai că suntem lângă Statuia Libertății. Incredibil. Ok, creatorul de camere ne-a trimis pe alt continent. Hai să vedem, următoarea provocare, ești gata? Bine. Cum se salută americanii între ei? Cum se salută între ei? Cum se salută între ei? Păi... Uite, cineva ne scrie ceva interesant. O să dai un pic mai sus. Numai în SUA există. Există aproximativ 4.000 de tigri ținuți ca animale de companie. Oh my god. Serios? Păi da, dar stai, cred că asta înseamnă să-i crești de micuți. Să fie pucu-pucu. Păi niște Biții că ei sunt făcuți să... Păi să stea în libertate, vreau. Exact. Uite, cineva ne scrie, Lavinia. Oh, hi, dear. Și Roma, Anastasia. Italia, ce e acolo? Hello, ne-a scris Anastasia. Hi, dear. Teodora ne-a spus hi. 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 Ne-a scris și Ciprian. Hey,
Leu, ne scrie Cătălin. Hello! 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 Ce? Teodora ne scrie tot hello! Hello, my friend! Uite, Dragoș ne spune sua bună! În loc de ziua bună! Sua bună! Foarte tare! Hello! Ne scrie și Nuti! Hello! Hi! Hello, everybody! Hello! Hi sau hello ne scrie Teodora! Hello! Hi! Bravo! Hello. Știi cum, cum place? I speak English little but very good. Okay. You know. Yes, I know. You're my best friend. You too. Oh, thank you. Oh. Hai să vedem. Creator. Hello. De rumuri. Is it okay? Please. Bravo, ați răspuns bine. Minunat. Yes. Suntem pe val. Yeah. Cum adică? Adică mă bucur. Păi, mă bucur. Vezi? N-ai zis și tu ca francez, ulala? Nu, ca aș fi zis congratulations. Congratulations. A treia provocare. Asta e mai complicat un pic, sper să se descurce prietenii noștri. Dar nu au cum. Nu, a treia provocare. Nu au cum să nu se descurce, voiam să zic. Și m-am prins, creatorul de camere. Nota 10, ai simțul umorului și asta mă bucură. Mai avem o cameră și ieșim. Pe bune? Bine, hai să zicem repede. Prieten pământean, tu te uiți la această statuie a libertății, da? Cu ce înlocuiești tu flacăra sau, mă rog, ce are în mână? Cu ce ai înlocui, da? Ai posibilitatea aceasta, cu ce înlocuiești? Statuia ar fi mai ușor de gândilat, pentru care mâna ridicată. Haide, good, da. Good day, itchy and bitty, good thank day. You. Thank you, good day. Cu floarea. Cu mine. Cu mine. Opa, Dragoș. Hai să vedem. Stai să-mi imaginez cum ai arătat-o acolo, Dragoș. Să-ți faci o poză. O floare, wow, cu ce fel de floare? Corneliu ne scrie cu mine. Toți vor acolo sus. Dar nu vă e frică de înălțime? Nu! Un fulger. Fulger. Wow! Yeah! Cu înghețată! Ramona! Tu Ramona! Cu iții și biții? Ia stai să mă uit. Cred că ar fi un strop de culoare. Cu un tort în loc de torță. Da! Da, Sergiu, da! Uite, Cornelia, ne scrie, Corneliu ne scrie cu o umbrelă. Dacă plouă e ideal. Pe mine mă amuză. Sper să râd acum și creatorul de camere. Oare eu fi mulțumită de răspunsuri? Deci prietenii noștri pământeni ar înlocui flacăra din mâna statuii cu o înghețată, cu ei, cu mine și cu tine. Cu noi doi din nou. Feluri de mâncare. O sabie aș înlocui eu sau cu o înghețată, yes! Ok. Ca să mă gândile să mor de râs. Un băț. Păi bățul ăla cred că este de mare valoare. Un ciubuc? Ce e ăla ciubuc? Nu știu. Nu știu nici eu. Cu o floare. Cu studioul Ițibiții. Bravo, Ilinca. Aha, cum ar fi să se mute acolo? Oh, oh! Ar fi tare. Ești curios care este următoarea cameră? Sunt foarte curios, dar eu stai să văd. Nu mai las să mă pot gândi. Dar bine, bine. Atunci, cu o carte, zice Filip. Creatorule, îți pleacă răspunsurile prietenilor noștri? Zică da. Bravo, 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 bravo! Ați reușit să deschideți camera! Vă așteaptă noi provocări! Trecem în următoarea cameră! Uhu! Yay! Yeah! Hai, următoarea cameră! Acu-i-acu! Deja nu mă mai tem, să știi. Pe cuvânt! Ia uite! E haios, îmi place deja! Ia uite ce! Ia uite! Ia uite ce, că nu înțeleg nimic. Uite-te!
Păi mă uit, dar nu văd nimic. Uite-te aici. Păi așa și ar trebui să înțeleg ceva. Eu nu prea înțeleg. Înțelegi ceva, prieten pământean? Suntem la munte? A zis cineva că suntem la munte. Suntem la munte lângă o șosea. Lângă o șosea? Wow! Unde ne duce creatorul? Călătorim? Nu știu. Undeva lângă o vulpe. Petra ne-a trimis o vulpe. Păi da, dar e spion, vezi? Uite, Ciprian scrie marele zid chinezesc. Ai, da! E cuvântul tău că ne-a dus în China. Uite, Teodor ne scrie la munte. La munte, Ilinca și Filip. Marele zid chinezesc. La munte? Deci aici e o bătălie între munte și marele zid chinezesc. În Asia sau la munte ne scrie Petra? Silvi ne scrie la munte? La munte și Elena? Oh. Păi și cum alegem izi? La munte? Și hai să vedem marele... dacă e bine la munte. Să-l întrebăm. Hai. Ok. Creatorule, suntem la munte? Mai încercați? Da, da. Da și ce? Că mai avem o variantă. Ce mai avem? Păi cum ce? Păi marele zid chinezesc au fost atâția prieteni care au spus asta. Și crezi că asta este marele? Uite, uite, Marco, marele zid chinezesc. Și Marco, prietenul meu pe vecie pe care îl salut, zice zidul chinezesc. Eu am încredere totală în toți prietenii pământeni, pe cuvânt. Păi cine cu asta? O să mai zică nu e bine și mai încercăm. Hai să vedem. Creatorule, suntem lângă marele zid chinezesc? Wow, apreciez, e bine. Pe cuvântul tău bine. Că ne-ai dus pe zidul chinezesc. Aici nu speram să ajung. În orice caz nu azi. Bravo, prieteni! Super tare! Da, și cât e înții! E bun! Să vedem următoarea provocare? Hai să vedem că deja am emoții. Am avut emoții de numai. Hai să vedem! Următoarea provocare este următoarea întrebare. Care este mâncarea preferată a chinezilor? Ha! Păi, adică ce mănâncă cel mai des? Și... ok. Și ce le place? Păi dacă le place, dacă mănâncă înseamnă că le place, nu? Da. Păi nu? Ia să vedem, prieten pământean, tu știi ce mănâncă? Lavinia ne scrie orez. Orez. Nuti ne scrie tot orez. Orez. Și Ciprian? Orez. Alb, negru, roșu? Suntem pe planeta Coșticolicăni. No, suntem lângă zidul chinezesc. Chinezii mănâncă mai... Aș s-a dus. Orez. Robert, orez? Filip și Lara, orez și broaște. Sau broaște și orez. Pe cuvânt, orez. Elena, sushi! Orez! Sushi! Teodora! Mirela, orez! Mm-hmm. Orez! Dar cu ce mănâncă orezul? Sushi orezul sau orez? Orezul și Matei, Raluca, Ilica, tot orez, sushi, Ciprian, sushi. Opa! Păi stai că acum avem între sushi și orez! Sushi! Zici? Nu, Mihai. Orez! Au fost mai multe pentru orez. Mihai de pe WhatsApp ne zice sushi. De fapt, stai că el ne întreabă. Păi nu știu! Călin ne spune orez. Orez? Andy. Păi? Nu știu. Hai să vedem dacă e orez. Serios? Da, hai. Fii atent că am încredere în tine. Tu întrebi de data asta. Da, hai, da! Întreabă. Bă! Creatorule de camere, e ok? E corect? Orezul îl mănâncă chinezii? Bravo! Ați răspuns bine! Minunat! Da! Nu mai contează că e negru, că e roșu! Aoleu, dar mai avem o provocare?
provocare până mai să ieșim? Mai avem o provocare până să ieșim din camera asta. Păi și ce? Hai să vedem. Hai că am încredere. Prieten, pământenea asta e un pic și mai grea. Adică? Și este așa. Care este așa? Animalul mitologic specific Chinei? Mitologic. Mitologic, adică din mitologie. Nu, nu e elefantul. Păi nu e elefantul. Știi că sunt niște târguri. Da. Și sunt niște... La toate petrecerile extrem la de mari. Da. Da. Care conduc. Da. Și în foarte mulți oameni. Ok, hai să vedem ce spun prietenii pământeni. Șarpele. Șarpele. Ne zice Filip. Peștele, ne zice. Dragonul, ne spune Anastasia. Dragonul ne scrie și Silviu. Și Carmen. Și Teodora, dragonul. Dragonul. Wow. La fel, dragonul, dragonaș. Silviu, dragonul, papucii. Ciprian, dragonul. Teodora, dragonul. Liliacul, șarpele. Cineva mai spune șarpe. Șarpe. Dragonul. Tincuța. A, ce nume frumos ai. Așa? Uite, cineva ne spune că în zodiacul chinezesc este dragon. Foarte bine, nu știu ce înseamnă, dar e ok, probabil. Dragonul ne spune și Linca. Toată lumea dragonul zice dragon. Uite, Matei și ne spune dragonul chinezesc. Dragonul chinezesc. Ok. Ștefania, scuză-mă, Ștefania. Și David de pe WhatsApp ne spune dragonul chinezesc. Da, și da. Așa este, suntem pe marele zidului. Și Miruna, dragonul. Mihai de pe WhatsApp, dragonul. Ce mai, creatorule? Am totală încredere să știm prietenii noștri. Și dragonul este personajul mitologic. Bravo, 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 bravo! Ați reușit să deschideți camera. Vă așteaptă noi provocări. Trecem în următoarea cameră. Și Silviu și Elena, Teodora. Suntem în Italia, sì! Desigur! Oh. Bene! Va bene! În Egipt. Mihai, Matei, turnul din Pisa! Uite, cineva ne spune în Egipt! Turnul din Pisa! Robert, turnul din Pisa! Hai, păi hai să vedem! Bine, creatorul e... Înclină-te! Creatorule de camere, suntem lângă turnul din Pisa? Wow, apreciez, e bine, e bine. Sì, bravissimo! Io sono Vici, bellissima bucuria! Yay, ciao, ciao! Ciao a turnule! Pizza, pasta! Prieten pământean, hai să vedem ce urmează! Eu sunt atât de curios să mă spuneți ce a aflat turnul din Pisa de s-a înclinat. Cine ce i-a spus de el s-a înclinat și stă de atâta mare de vreme înclinat? Adică vrei să spui că el
supărare, nu știm dacă e de supărare, nu știm dacă e de altceva, dar s-a înclinat. Grație, Bella! Ce-a aflat el? Ce-a aflat unul din pisa de păc s-a înclinat și rămâne așa? Ceau, 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 Petra, ceau. Poate a aflat... A aflat că mai e un turn ca el și a făcut fioși? Că s-au închis toate brutăriile. Unde se face pizza? Toate cineva ne scrie ceau, ceau, ceau. Cineva ne-a zis că a aflat că nu e frumos. Oh, Camelia, zici tu? S-a sprijinit un gigant de el. A aflat că a rămas repetent. La ce materie? Elena, nu mai contează. La istorie. Oh, deci, ce-a aflat turnul din Pisa, prieten pământean, de s-a înclinat? Într-o parte vorbea cu norii și trebuia să audă mai bine, da? Pentru că vorbea cu norii de pe lângă el. Și-a văzut o turnuleasă. Ce drăguț, s-a scufundat. Ok. Afla că s-a scufundat. Așa se pare. Poate a văzut o tură de la șah. Și a vrut să vorbească cu ea. Face o plecăciune în fața soarelui. Wow. Uite, cineva ne scrie. Luca. Corneliu. Luca a aflat că nu a fost terenul bun. Corneliu ne scrie: așa s-au gândit să facă turnul din Pisa italienii și a citit că se va dărâma. Nu azi! Raluca ne zice că afla că e frumos. Ce tare! Și mai era ceva și mai sus. Și probabil s-a emoționat. Păi da, ce? Cineva, uite, ne scrie de pe WhatsApp. Dragonul din China l-a îndoit. Bravo! Bravo, Alexandru! Nu se dărâmă, în orice caz, nu acum, nu aici! Hai să vedem dacă... Dacă e mulțumit de răspunsurile prietenilor noștri. Creatorule! Ce zici? E ok? Bravo! Ați răspuns bine! Minunat! Adică bravo vouă! Păi da, logic! Yay! Voi ați răspuns bine, voi ați avut cele mai bune răspunsuri. Ce bucurie când văd câte un zâmbet acolo. Da! Tu știi că mai avem doar o singură provocare? Tu vorbești serios? Serios! Ce adică? Să le terminăm! Bun! Bun, care o fi? Bun, ultima provocare este: care sunt ingredientele pentru o pizza deliciosa? Ce mi-ai făcut aici? Adică ulala, cum ar spune francezul. Ulala, cum ar spune francezul. Dar eu acum ce mă fac? Că văd numai pizza în fața ochilor. Pizza, hai să ne gândim. Ce să mă gândesc? Prieten pământean, tu știi? Da, tu. Care sunt ingredientele de pe pizza ta care sunt bune? Cineva spune că a venit zăpă și l-a aiurit pe turnul din Pisa. Sunt de acord. Da, dar care sunt ingredientele pentru o pizza delicioasă? Mozzarella. Mozzarella ne scrie Filip. Vedem ce mai... Delici ne scrie Elena. Salam, sos, cașcaval. Bun. Ne scrie Nuti. Da, le vizualizez deja. Văd o pizza mare. Deci facem o pizza întâi, facem blatul. Iubirea este ingredientul amore secret. Lavinia, yay! Mozzarella. Sosul. Salam. Sosul, da? Mulțumim, Teodora, sosul. Super tare. Data pizza să fie mai moale, mai. Mozzarella, de ce mai moale? Mie îmi place crocantă. Bine, tu crocantă. Eu țin mai mult la cuptor. E focaccia, biții crocantă. Dar nu, că așa îmi place. Așa? Să vedem un pic mai jos ce ne scrie și Teodora. Tot mozzarella, brânză, zice Linca. Coca.
Oca e foarte importantă, adică aluată. Sos de pizza, măsline, salam, ardei, brânză, porumb și iubire, ne scrie Ciprian! Salam, mozzarella, sunt de roșii. Ce mai vrei tu? O pizza poate fi cu orice, nu? Chiar și cu ananas! Da, și cu struguri! Am neam, neam, șuncă! Oh, ce-am făcut? Ciuperci, salam, ciuperci, condimente, pește, ceapă, cașcaval, mozzarella, sos și frunze. Anastasia, super! Pizza lui Luca, blată pufos și brânză și mult sos și salam și un film frumos. Așa, da! Nota 10! Ceapă ne scrie Elena, mozzarella Tudor. Lui Silviu scrie că îi place picantă puțin. E ok, ciupercuțe, mosuline, usuturoi. Punem pe iții și biții. Tu cum ai sta biții pe o pizza? Crezi că aș putea să stau pe ea, la revedere. Eu aș sta în locul unde a fost pizza. Ok. Deci, am aflat foarte multe ingrediente. Important e că punem și iubire. Amare! Amare mie! Multă, multă, multă! Hai să vedem dacă este mulțumită. Hai că răspunsuri. Eu sunt sigur că are și simțul umorului și că i-a și plăcut răspunsurile prietenilor noștri. Să vedem! Noștri. Creatorule! Ai mâncat o pizza? Minunat! Minunat! Foarte bine! Ați reușit să răspundeți la toate provocările mele! Sunteți buni! Ați terminat jocul! Felicitări! Vă aștept la următorul Escape Room! Ce tare! Mua, mua, mua! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Desigur, dacă acum... Ia stai! Dacă acum aduce... ce? Ne aducem camera de așteptare? Nu știu. Hai! Du-ne în cameră! Ok! Am terminat! Finish! Deci, mâine, la aceeași oră, adică 20.00 live pe Facebook, să vedem cu ce provocări mai vine creatorul de camere și cu ce ne mai surprinde! Ne vedem atunci! Și mâine vin cu toată bucuria! Nu mă mai tem de tine! Are simțul umorului! Pa, pa! Și tu, prieten, vă mutăm! Pa! Escape Room.